Secția Credinței. Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de părintele Adrian Blăjuță. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt părintele Adrian Blăjuță. Mă bucur ca de fiecare dată să vă salut și să vă întâlnesc prin intermediul Radio Maria. Este o nouă emisiune frumusețea credinței la Radio Maria și transmitem această ediție a emisiunii din studioul Radio Maria din Iași. Și în cadrul emisiunii, timp de o oră, discutăm despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Vă reamintesc faptul că această emisiune este difuzată și în reluare în fiecare sâmbătă de la ora 15 30. Așadar, în ediția de azi a acestei emisiuni, continuăm să vorbim despre spovadă. Așa cum v-am promis, așa cum v-am spus și în celelalte ediții ale emisiunii, în această perioadă a postului mare încercăm să ne pregătim cât mai bine și din acest punct de vedere al spovezii pe care o facem, pe care vrem să o pregătim, pentru ca sărbătoarea, solemnitatea învierii să ne pregătească, să ne găsească cât mai uh, pregătiți pentru acest moment. Deja, iată, dragi ascultători, suntem în cea de-a cincea săptămână a timpului postului mare. Doar uh, o săptămână mai avem și uh, deja intrăm în săptămâna sfântă și apoi vom intra și în tridumul pascal cu uh, suferința, moartea și învierea Mântuitorului. De aceea, Iată, ne, ne, ne apropiem de această solemnitate a învierii și vrem să ne pregătim cât mai bine. Poate nu am făcut multe fapte, eu știu, de caritate, nu ne-am rugat prea mult, nu am postit prea mult în această perioadă, dar mai avem timp, mai avem timp să ne pregătim sufletele pentru această trăire împreună cu Mântuitorul acelor trei zile. Așa de importante pentru viața noastră de credință. Ne amintim în continuare ce a făcut Mântuitorul pentru noi, cât de mult ne iubește Dumnezeu încât l-a trimis pe Fiul Său unic în mijlocul nostru ca să stea cu noi, să ne învețe cum să ne trăim frumos viața, și mai mult ne-a arătat. Cum să acceptăm și suferința în viața noastră și să o transformăm în cale de mântuire. Așadar, avândul pe mântuitorul, drept exemplu pentru noi, privind la ceea ce a făcut El, trecând, ducând-ne crucea de fiecare zi, trecând apoi și prin moarte, avem această speranță că Dumnezeu ne va oferi și învierea pentru care iată a venit mântuitorul și. A trăit și a suferit pentru ca noi să fim mântuiți. Așadar, ne pregătim. Suntem într-o perioadă de pregătire a acestui extraordinar eveniment trăit, în primul rând, de Isus Hristos, și apoi retrăit de noi la fiecare solemnitate a învierii. Așadar, cum bine știți, Alături de mine se află părintele Iosif Enoșoaie, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care îl salut. Bun venit, bun revenit, părinte Iosif, la microfonul Radio Maria. Bine v-am regăsit și mă bucur că ne putem reîntâlni pe calea undelor. Și facem pași, pași în continuare pentru pregătirea noastră de Paști. Vă reamintesc, dragi ascultători, că aveți la dispoziție numărul de telefon al Radio Maria 0359 Vă invităm să intrați în dialog, în direct, cu noi, pentru a lămuri anumite probleme pe care le întâmpinați, bineînțeles, în special în ceea ce privește tema pe care o abordăm, tema Sfintei Spovezi, și să încercăm să facem mai multă lumină în aceste aspecte ale, ale spovezii noastre. Vă reamintesc încă o dată că pe parcursul emisiunii avem și cele două rubrici din lumina creștinului, revista lunară a dieceze de Iași, rubrica Lămuriri din Biblie a părintului Sbulai și rubrica În apărarea sănătății a doctorului Bianca Hanganu. Așadar, dăm drumul, pornim în dialogul nostru, părinte Iosif, și discutăm despre spovadă, ne reamintim acum că în edițiile trecute am vorbit despre păcat, am vorbit apoi despre condițiile cerute pentru dobândirea iertării prin sacramentul spovezii și ne-am oprit mai mult la cercetarea cugetului și am vorbit, chiar în ediția trecută, despre căință. Astăzi vom vorbi despre propunere sau hotărârea de a nu mai păcătui și, bineînțeles, vom vorbi și despre mărturisirea păcatelor, cum să mărturisim păcatele atunci când vom fi în fața preotului, în fața confesorului, când vom fi în scaunul de spovadă. Vă invit, părinte, să facem un pic uh o retrospectivă a ceea ce am discutat în edițiile trecute despre aceste elemente, aceste condiții recerute pentru dobândirea iertării prin sacramentul spovezii. Da, dacă vrem să facem într-adevăr o spovadă prin care să dobândim iertarea păcatelor noastre prin acest sacrament al milostivirii lui Dumnezeu, trebuie să ne pregătim sunt niște condiții cerute pentru aceasta. Mai întâi ne pregătim gândindu-ne la starea noastră sufletească, la așa zisă cercetarea conștiinței, a cugetului. Ne gândim asupra faptului că am ofensat bunătatea și iubirea maestate divină prin păcatele noastre, gândindu-ne la acest aspect, sigur vom trezi în sufletul nostru regret sincer că l-am supărat pe Dumnezeu, ajungând până la căință desăvârșită, vă amintiți că data trecută am vorbit despre căință ca fiind căință nedesăvârșită și desăvârșită, iar astăzi vom parcurge în continuare două dintre condițiile necesare pentru a dobândi iertare păcatelor prin acest sacrament al milostivirii divine și anume despre hotărâre sau propunere de a nu mai păcătui, și despre mărturisirea păcatelor. Sunt două condiții pe care trebuie să le plinim dacă vrem ca atunci când vom sărbători învierea Domnului, să sărbătorim acest eveniment al mântuirii noastre cu suflete curate, cu o conștiință curată și cu dispunerea necesară pentru a primi harurile pe care Hristos le aduce prin pătimirea și prin învierea Sa. Așadar, să vorbim despre această propunere sau hotărârea de a nu mai păcătui. Ce ar presupune această condiție în, să zicem, în decursul celorlalte condiții pentru, pentru primirea spovezii sau primirea dezlegării în taina Sfintei Spovezi? După ce am făcut cercetarea conștiinței și ne-am dat seama, Situația în care ne aflăm, datorită păcatelor săvârșite, cu siguranță că în sufletul nostru se va trezi căința, durerea adâncă, pentru că prin păcatele noastre l-am ofensat pe Dumnezeu și, desigur, ne-am ofensat și pe cei din jur, și nouă ne-am făcut rău. Apare această căință. După ce apare această căință firesc este să apară hotărârea, decizia. Este ceva care pornește din adâncul sufletului nostru, din dorința noastră de a ne îndrepta, de a îndrepta viața noastră morală și de a urma în lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici. Când ne gândim la ceea ce am păcătuit și la răul pe care l-am făcut prin păcatele noastre, este firesc, este normal ca noi să ne hotărâm de a îndrepta ce răul pe care l-am făcut, de a ne îndrepta gândul nostru, inima noastră spre Dumnezeu, pentru că dacă vom avea o gândire corectă, clară despre Dumnezeu și ne vom lăsa inima sensibilizată de iubirea lui divină, atunci nu se poate ca să nu apară în sufletul nostru și această decizie, această hotărâre fermă. Să reținem hotărâre fermă, o decizie fermă, pentru că dacă e o, o veleitate, aș vrea și eu să mă îndrept. Ce bine ar fi dacă aș putea să mă îndrept. Parcă nu mai convine cu viața asta pe care am dus-o eu. Ar fi frumos să nu mai fac păcate. Părinte Iosif, vorbeam despre această propunere sau hotărârea de a nu mai păcătui. Uitați, eu mă gândesc și în viața mea, mă gândesc și la zisele multora care vin la spovadă și ne mărturisesc. Uitați, părinte, am o problemă foarte, foarte grea cu propunerea aceasta. Eu vin la spovadă și la început, sigur, îmi, pro îmi propuneam să nu fac anumite lucruri, dar mi-am dat seama că de atâtea ori mi-am propus acest lucru și nu reușesc să înduc la îndeplinire această propunere. Și atunci, Părinte Iosif, cum vine? Adică noi ne propunem în cadrul spovezii. Dacă uh, deja ne vine și gândul că nu prea putem să punem în practică, că știm că ieșind din scaun în spovadă, poate sau la puțin timp uh, vom cădea în același păcat sau vom face aceleași păcate, uh, este o propunere bună? Dacă este o propunere sinceră, să spunem o decizie clară din partea voinței noastre de a ne îndrepta, atunci să nu uităm niciodată că fără harul lui Dumnezeu această hotărârea noastră nu va produce roade. Adică datorită slăbiciunilor noastre, datorită slăbiciunii pe care o avem moștenită de la primul păcat, Apoi, datorită păcatelor pe care le-am făcut, să nu uităm, mintea noastră a slăbit, s-a întunecat, voința noastră a slăbit. Și de fiecare dată, cu fiecare cădere în păcat, cu fiecare încălcare a hotărârii pe care noi am luat-o în anumite situații, mă refer la hotărârile bune pe care le-am luat și nu le-am ținut, voința noastră a slăbit. Și de aceea, de cele mai multe ori, noi nu suntem capabili să ținem hotărârea. Deci, în primul rând, avem slăbiciunea firii noastre umane pe care o purtăm în adâncul ființei noastre, apoi efectele păcatelor pe care le-am făcut și a încălcărilor deciziilor anterioare luate. De asemenea, este situația în care ne aflăm, adică pericolul în care ne aflăm noi de a cădea din nou în păcate. Toate acestea ne fac uneori parcă să ne. Gândim bine, mai are rost să mă hotărâs de a mă îndrepta? Pentru că, iată, experiența mea îmi spune că de atâtea ori m-am hotărât și totuși n-am ținut hotărârea. Să nu uităm niciodată că slăbiciunea se învinge prin harul lui Dumnezeu și prin constanță, adică prin statornicie. Iar pentru aceasta, hotărârea noastră trebuie să includă. Mai multe aspecte ca să putem într-adevăr împlini această hotărâre. De exemplu, hotărârea de a nu mai păcătui. Dar această hotărâre de a nu mai păcătui trebuie să includă hotărârea de a evita ocaziile care m-au dus până acum la păcat și cele care ar putea să vină de acum ca ocazie pentru a păcătui. Dacă eu nu evit ocazii, nu mă voi îndrepta. Sfânta Scriptură sună așa, cine iubește primejdea, va cădea în ea. Dacă eu mă duc la spovadă și nu evit ocaziile care m-au dus până acum la anumite păcate și mă întorc înapoi în aceeași situație, e clar că voi cădea din nou. E clar că mă voi întoarce la aceleași păcate. Dar dacă eu conștientizez că evitând ocaziile care mă duc la păcat, mă străduiesc să le evit, cu siguranță că deja am făcut un pas înainte. Cu siguranță că deja pășesc cu mai multă, să spunem, promptitudine pe calea ce mă poate duce la îndreptare. Deci reținem un aspect și anume hotărârea de a evita ocaziile care mă duc la păcat. În ce ar consta aceste ocazii? Sau prilejuri de a păcătui? Ocazia de a păcătui poate să fie o persoană, o persoană cu care am păcătuit, una cu care m-am certat, una cu care am ajuns la violență, acum trebuie să evit această persoană. Nu că o dispresuiesc sau o urăsc, ci evit discuția cu acea persoană, evit subiectul care m-a dus la această situație. Avem un alt ascultător în direct. Alo? Lăudați să fie Isus și Preasfânta Fecioară Maria, Maica noastră. În vecii vecilor. Sunt, Elis sunt Elisabeta și sunt de cu vâlcea. Aș avea și eu câteva nelămuriri, câteva... să vă povestesc câte ceva. Sigur, să Am vedem un pic că... un pic pe, pe scurt, da? Ca să putem să discutăm mai multe. Vă, rog da, da, vă da, rog, da, vă da. rog. Am asistat acum vreo două, trei luni la moartea unui bărbat trecut de 60 de ani. Avea aproape 70 de ani. Niciodată nu s-a spovedit, niciodată nu s-a împărtășit. El era foarte bolnav. Dar nu știa că moare. L-au dus la București. Și înainte să-l ducă la București, cineva din familie a chemat-mă atunci el. A chemat cineva un preot. Și el s-a spovedit. Și s-a împărtășit. Credeți că a făcut totuși un act de smerenie? Credeți că totuși bunul Dumnezeu l-a iertat? Pentru că eu cred că totuși a făcut un act de. El preotul, noi n-am știut. Preotul a spus la, pre... la predică. Acest aspect a spus că s-a spovedit, nu s-a spus, nu a spus păcatele, bineînțeles că este secret, dar a spus și to vedeți la auzul acestor cuvinte și noi, creștinii și preoții, simțim o îngreunare, o apăsare, pentru că suntem mădulare între Sfântul, trupa lui Iisus, la aceste cuvinte că nu s-a spovedit toată viața, simțim o apăsare și să ne eliberăm, simțim nevoia să ne... Să ne rugăm pentru acest suflet și atunci ne simțim mai ușurați. V-aș ruga frumos să comentați un pic acest aspect și mai am un aspect. Da. Extraordinar de mult și foarte, foarte mult, poate că nici preoții nu percep atât de bine, contează învățăturile pe care le primim la Sfânta Spovadă. Pe mine m-a ajutat enorm de mult. Eu am făcut un păcat, am vorbit de cineva care murise. Ce m-am simțit îngreunată, n-am putut să mai mă împărtășesc. Preotul mi-a spus două cuvinte în limba latină și apoi le-a le tradus. Pe mor să-i vorbești numai de bine, pentru că ei nu se mai pot apăra. Au rămas înscrise în scrise, poate nici preoții nu percep, au rămas înscrise. scrise. Niciodată cât am să trăiesc, nu o să mai fac asta ceva. Contează foarte mult, credeți că contează aceste învățături și această răbdare pe care preoții sunt ales de Dumnezeu și Duhul Sfânt vorbește în mine. oamenii de rând n-am putea să ascultăm pentru că ne-am îmbolnăvit psihic automat ne-am îmbolnăvit psihic și n-am putea lucrarea lui Dumnezeu este în preot, Duhul Sfânt eu aș avea mult mai multe dar mă opresc aici dacă aveți timp să comentați aceste aspecte vă mulțumim din tot sufletul din toată inima Lăudați să fie Isus și Maria să dea Domnul vecii vecilor Mulțumim Acum. mult pentru telefonul dumneavoastră Părinte Iosif Să dăm un răspuns ascultătoarei noastre La prima întrebare Vorbea tocmai despre Dacă într-adevăr poate să fie O căință adevărată Și o spovadă bună Și să primească cu adevărat Un om chiar la sfârșitul vieții o astfel de dezlegare Și să fie împăcat cu Dumnezeu Da Harul de a face o spovadă bună este un mare dar din partea lui Dumnezeu. Să nu uităm însă un lucru, că un tâlhar de pe cruce, în ceasul al 12-lea, a primit de la Isus iertare de păcate și promisiunea de a ajunge în cer. N-ar trebui să ne îndoim niciodată că dacă cineva nu s-a spovedit, poate ani de zile nu s-a spovedit și acum pe patul de moarte se spovedește, poate să aibă harul căinței adevărate și al convertirii adevărate. Poate el, sărmanul, a suspinat mult în sufletul lui pentru că nu s-a mărturisit, pentru că a purtat povara păcatelor. A purtat povara păcatelor în o viață întreagă nu este ușor și s-ar putea ca atunci Dumnezeu să-i fi dat harul căinței adevărate, să fi mărturisit sincer păcatele lui și acum să se bucure de, de fericirea cerului împreună cu acel tâlhar care s-a căit. Deci noi nu putem să punem stabilă măsură milostivirii lui Dumnezeu. Poate ca cineva pe patul de moarte să facă o spovadă bună, dar în același timp s-ar putea ca să nu fi făcut bună. Noi nu știm, este un mister. Dumnezeu păstrează pentru sine acest lucru. Noi doar atât constatăm că cineva s-a mărturisit pe patul de moarte și poate a primit și Sfânta Împărtășanie. Să nu uităm, milostivirea lui Dumnezeu este infinită. Dumnezeu poate să le pe un om și dacă face o singură spovadă la sfârșitul vieții. Dacă tot veni vorba despre aceasta, vă spun și eu un fapt. Și anume, era uh, vorba pe timpul comuniștilor un domn care uh, nu mergea deloc la biserică, chiar vorbea împotriva bisericii. Și în sfârșit a ajuns pensionar și a mers la biserică, cu ocazia mormântării unui prieten. Ce-a fost ce n-a fost la liturgia aceea, Harul lui Dumnezeu a venit asupra lui și în timp ce se celebra liturgia, era un preot care spovedea, s-a dus la spovadă, s-a spovedit și s-a împărtășit, a mers în cimitir, a participat la mormântarea acelui prieten și ce credeți? Acolo în cimitir a murit putem să spunem că milostivirea lui Dumnezeu l-a așteptat până în ultima zi a vieții lui. Iar el a recunoscut păcatele sale, i-a părut rău de ceea ce a făcut, s-a încrezut în milostivirea lui Dumnezeu și iată că Dumnezeu i-a dat iertare. Noi nu știm niciodată până unde merge iubirea milostiva a lui Dumnezeu, așa că să-i încredințăm pe cei care au ajuns în această situație să ne bucurăm, așa cum se spune că mai mare bucurie în cer este pentru un păcătos care se convertește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. Pot fi printre noi credincioși care se spovedesc des, dar nu fac spovadă bună, nu-și îndreaptă viața, pe când unul de acesta, care mult timp nu s-a spovedit, deodată se convertește, își schimbă viața și trăiește, într-adevăr, ultimii ani sau ultimele zile ale vieții ca un creștin adevărat. Aici se vede milostivirea infinită a lui Dumnezeu. Și să ne referim un pic și la aceste învățăminte pe care, sau învățături pe care le dă preotul la spovadă. Noi știm că nu este foarte ușor, mai ales atunci când, iarăși revenim, când facem spovada de Paști, când sunt foarte mulți oameni la spovadă și care așteaptă să se spovedească și poate nu este decât un singur preot pentru sute de persoane, e destul de greu să stai așa mult și să discuți cu, cu oamenii și să mai oferi și astfel de învățături. Dar... Ce părere aveți, părinte, în această situație? Cum trebuie să procedăm? Poate și noi, preoții, poate sunt și, și preoți care ne ascultă și sunt siguri de acest lucru. Chiar mi-a scris cineva mai înainte un mesaj. Dar ce credeți? Ce rol au aceste învățături pe care, sau îndemnuri pe care le fac preoții în scanul de padă? De foarte multe ori aceste îndemnuri găsesc un teren prielnic, în sensul că penitentul, credinciosul care vine la spovadă, atunci este dispus să asculte cu mai multă atenție ceea ce îi se spune. Ar fi foarte bine dacă cel care dorește să aibă un sfat, un îndemn din partea preotului, potrivit pentru el, să-și aleagă o oră potrivită pentru a se spovedi. Pentru că, cum spunea și părintele, dacă sunt zeci, sute de credincioși care așteaptă la rând pentru a se spovedi, părintele din confesional nu are timp să ne dea un sfat mai pendelete, să spunem așa, mai lung, mai lămuritor, mai clar. E bine să vină altă dată și să întrebe, dar ar putea să vină și în afara spovezii la o discuție spirituală cu părintele, poate să meargă la birou parohial și să ceară anumite lămuriri referitor la viața sa spirituală. Deci sunt posibilități și pentru aceasta, numai că trebuie să ne orientăm la situația în care ne aflăm în momentul în care facem spovezi, mai ales când e vorba de Paști. Mai avem un telefon, un ascultător în direct. Alo! Așa, de o rugăminte, părinte, sunt din faraon Valea Mare. Vă ascultăm. Sunt bătrân. Nu s-ar putea să introducă în uh, calea crucii. mai Maica îndurerată, lângă crucea înlăcrimată, pe când fiul verea. Că asta e o cântare veche de al nostru. Da. Mulțumim, Mulțumim pentru telefon și iarăși acest lucru sperăm să îl audă și cei care celebrează Calea Sfintei Cruci în această perioadă pentru a introduce și Stabat Mater. Este o, o cântare frumoasă în cadrul și pregătită pentru, foarte bună pentru Calea Sfintei Cruci. Mulțumim pentru telefon. Părinte Iosif, facem o pauză uh, biblică. Introducem rubrica biblică și, dragi ascultători, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Ne bucură aceste telefoane și dorința dumneavoastră de a afla mai multe și de a lămuri anumite aspecte. După pauza biblică, vom discuta despre mărturisirea păcatelor, despre ce înseamnă această etapă din pregătirea pentru și, bineînțeles, realizarea Sfintei Spovezi. Lămuriri din Biblie Conform 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, cei rămași vii până la venirea Domnului vor fi răpiți în nori ca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Este un subiect fascinant, mai ales că, pare se, vor fi răpiți cu trup cu tot. Când se produce această răpire? Înaintea sau după legarea satanei? Cuvântul Domnului la care face referință Sfântul Paul în versetul 15 se află cu siguranță în versetele 15-17. El tratează raportul între venirea Fiului Omului și învierea morților. Unii se gândesc la fragmentul din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 16, alții la un cuvânt al lui Isus care nu se află în Evanghelii, dar pe care Sfântul Paul l-a cunoscut din tradiția Bisericii Primare. Pe vremea Sfântului Paul era cunoscută o carte apocrifă numită Cartea a patra a lui Ezra care spunea cei care vor fi rămas vor fi mai fericiți decât cei care vor fi murit. Sfântul Paul nu este de această părere. În descrierea situației de la venirea Fiului Omului, se folosește de imaginile tradiționale ale apocalipticii iudaice. Cele trei simboluri, porunca divină, strigătul arhanghelului și trâmbița, fac parte din vocabularul care descrie teofania lui Dumnezeu. Ele sunt veșmântul literar al unei anumite concepții despre lume și despre raportul ei cu Dumnezeu. Valarea lor trebuie apreciată mai degrabă pe planul simbolului decât pe planul realităților istorice, care ar fi în acest caz obiectul unei prezice. Aceste simboluri, mereu raportate la Dumnezeu, Arată că evenimentele care au loc la sfârșitul lumii scapă de sub controlul uman. Dumnezeu este stăpânul istoriei. El a încredințat -o omului ca să o umple cu realizări. Sfârșitul istoriei este în același timp sfârșitul inițiativei omului. Lămuriri din Biblie Am revenit, dragi ascultători, în direct din studioul Radio Maria din Iași. Sunt preotul Adrian Blăjuță, împreună cu părintele Iosif Vă suntem alături la emisiunea Frumusețea Credinței. Vorbim despre spovadă și, înainte de această pauză muzicală, am discutat despre ceea ce înseamnă propunerea sau hotărârea de a nu mai păcătui. Facem un pas înainte. Vorbim în continuare despre mărturisirea păcatelor în ceea ce înseamnă elementele, momentele unei spovezi. Dar înainte de aceasta, văd că mai avem un telefon și mă bucur de acest lucru și îl salut pe ascultătorul nostru. Lăudați să fie sus. Lăudați să fie în veci! Eu mă bucur să vă aud, dragi mentori ai noștri, dragi preoți, și aș vrea să vă întreb cum ar putea fi ajutat un om care a pierdut conștiința păcatului sau uh, n-a avut o conștiință a păcatului. Cum poate ajunge să ți povedească să-i pară rău de un păcat pe care nici nu mai consideră păcat? Sau poate nu l-a considerat păcat niciodată. Sau s-a obișnuit cu el sau a devenit chiar ceva care nici nu și imaginează că poate fi condamnat. Da, este într-adevăr o realitate Tristă din viața multora. Mulțumim și noi pentru uh, acest telefon al dumneavoastră și pentru întrebarea da. și preocuparea pe care o aveți. Lăudați să fie Iisus și aveți uh, Sfintele Sărbători, Lăvire Domnului, pline de har și să fiți călăugiți în continuare, să îndrumați pe și așa cum au nevoie fiecare în parte. Mulțumim să dea Domnul. Lăudați să fie Iisus. În vecii vecilor. Părinte Iosif, ce să răspundem unei astfel de întrebări despre persoane care au pierdut simțul păcatului, conștiință laxă, care nu mai are acest simț, nu mai simt această greșeală. Da, și aceste persoane pot fi recuperate, pentru că darul convertirii este oferit de Dumnezeu tuturor celor care sunt sinceri. Cei care doresc, să spunem, ajuns în această situație, recunoaște că nu-și dă seama că un anumit lucru este rău, că e păcat. Trebuie ajutat printr-o cateheză sistematică să ajungă din nou la cunoașterea învățăturii creștine, pentru că, în momentul în care va cunoaște învățătura așa cum trebuie, va conștientiza care este starea lui sufletească, își va da seama ce înseamnă cu adevărat păcatul, va recupera simțământul păcatului și apoi. Sigur, îl va regreta, îl va detesta, îl va disprețui, îl va desconsidera, intrând din nou pe făgașul cel al adevărului, al îndreptării vieții și al îndreptării uh, spre Dumnezeu. Nu uh, trebuie să considerăm că cineva este pierdut pentru totdeauna, atât timp cât există și un mic sâmbure de dorință de adevăr și dorință de uh, îndreptare. Așa că pot fi recuperați și acești creștini care, uh, fie din motive personale, fie din cauză personală, fie din cauza ambientului în care au trăit sau a educației pe care au primit-o, au pierdut acest simțământ al păcatului. Dacă îi vom ajuta printr-o cateheză, adică prin propunerea unei învățături foarte clare a ceea ce înseamnă păcatul, acești oameni pot fi recuperați, pot ajunge într-adevăr să deteste păcatul, să-l urască. Când vorbeam despre hotărâre, să nu uităm un lucru, că hotărârea trebuie să fie foarte clară, foarte fermă, trebuie să ajungă la o ură împotriva păcatelor noastre, se includă și acest aspect al urii, al detestării totale a păcatului. Dacă nu-l disprețuim, nu-l considerăm în totalitate, atunci este riscul să ajungem din nou să păcătuim. Deci nu e suficient doar să ne hotărâm de a evita ocaziile ce duc la păcat, dar trebuie să luăm hotărârea și de a îndrepta răul făcut. Noi de multe ori uităm că trebuie să îndreptăm răul făcut. Am stricat cinstea cuiva și considerăm că nu trebuie să mai facem nimic. Sigur, este, sunt aceste lucruri pe care le specificați Sfinția voastră, Părinte, dar eu mă gândesc tocmai și prin această emisiune pe care o facem noi. Aceste momente, eu le zic momente de suflet, prin care transmitem, îi ajutăm, încercăm să-i ajutăm pe ascultătorii noștri să vadă un pic unde se află cu viața lor. Și poate unora dintre, acest, dintre aceste persoane care... Uh, poate a uitat ce înseamnă păcatul cu adevărat sau nu mai au o conștiință curată să le vină această dorință de convertire și să își dea seama ce înseamnă cu adevărat păcatul, unde ne poate duce și atunci când păcătuim, să ne dăm seama că aceste păcate ne duc pe un drum greșit. De multe ori foarte greu de recuperat, de întors. Chiar păcatele mici, acestea făcute multe, fără număr, avem impresia sunt mici, nu este nicio problemă, dar acestea ne poartă pe un drum greșit și ne îndepărtează de scopul nostru, de împlinirea noastră. De aceea, dragi ascultători, îmi doresc tocmai și ca această emisiune să vină în sprijinul dumneavoastră, să vă ajute să faceți o spovadă bună și să re treziți conștiința a păcatului și a greșelilor din viața noastră, dar mai mult decât păcatul, mai mult decât greșelile pe care le facem, eu aș vrea să ne reamintim și de mare iubire pe care o are Dumnezeu față de noi, de milostivirea sa față de fiecare dintre noi și harul pe care ni-l oferă ori de câte ori facem o spovadă, o spovadă bună și apoi ne împărtășim și mergem înainte. Părinte Iosif, continuăm discuția noastră, vorbim despre mărturisirea păcatelor. Așadar, am văzut aceste etape de înainte, cercetarea cugetului, căința, propunerea de a nu mai păcătui și să prezentăm un pic, să vorbim despre mărturisirea păcatelor. La ce se referă? Care este mai exact locul acestui moment în cadrul spovezii? Da, este vorba de a recunoaște în fața lui Dumnezeu, a reprezentantului lui Hristos, care este preotul la confesional, să recunoaștem starea noastră spirituală, starea noastră sufletească, din punct de vedere a relației noastre cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Pentru aceasta este păcatul. Să recunoaștem că l-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatul pe care l am făcut și să-l mărturisim, pentru că numai mărturisindu-l, recunoscându-l, noi putem să primim iertare de la Dumnezeu. Sigur, facem un act de umilință. Niciunul dintre noi nu este ușor să recunoască faptul că a păcătuit, că a greșit. E greu să cerem scuze de la cei care am ofensat, am greșit. E greu să cerem iertare de multe ori. Iată că acest act de umilință, prin care noi recunoaștem că l-am ofensat pe Dumnezeu, este tocmai pasul. Important pe care îl facem pentru a arăta că vrem într-adevăr să ne îndreptăm viața. Recunoaștem că suntem păcătoși și că avem nevoie de mirostivirea lui Dumnezeu. Că asta înseamnă mărturisirea. Eu mă recunosc păcătos. La spovadă mergem să ne acuzăm de păcatele noastre, nu să ne scuzăm. Că sunt situații în care ne scuzăm. Începem să spunem că, să vedeți că am greșit din nu știu ce motiv că m-a determinat nu știu cine, că am văzut exemplu altora și tot așa mai departe. Nu, noi trebuie acolo să recunoaștem exact starea noastră sufletească sau, dacă vreți, starea noastră de oameni păcătoși. Așadar, noi dorim să facem o spovadă, facem o cercetare a cugetului, ne amintim păcatele pe care le-am făcut, ne căim de aceste păcate și apoi ne hotărâm să nu le mai facem și mergem la spovadă, în fața preotului, în fața confesorului și mărturisim aceste păcate. Care credeți, Sfinția voastră, că ar fi ordinea în care să ne mărturisim păcatele? Cu siguranță că totdeauna trebuie să începem cu păcatele grave, cu păcatele de moarte. Cu acelea trebuie să începem pentru că aceasta este materia necesară pentru a putea primi iertare de păcate. Sigur, sunt din credincioși care fac spovadă devoțională, cei care se spovedesc des și care nu au decât păcate mici sau lestinătătoare sau ușoare. Ei vor mărturisi acele păcate, dar cei care au și un singur păcat de moarte vor trebui să înceapă cu acest păcat de moarte pentru a fi siguri că nu-l Se întâmplă uneori că începem cu lucruri mărunte, cu păcate mici și când am terminat spovada și am ieșit din confesional, ne dăm seama că am uitat să spunem ce era mai important și să considerăm că spovada nu este bună și să căutăm să mergem din nou la spovată și să-i spunem părintelui, iată că am uitat, deci începem întotdeauna cu păcatele cele mai mari, cele mai importante, cele mai grele, străduindu-ne, așa cum spuneam la cercetarea Cugetului, să dăm lămuriri cu privire la acest păcat sau aceste păcate de moarte, acele lămuriri care ar putea să schimbe gravitatea păcatului. Adică dacă adaugă ceva în plus, trebuie să spunem această situație. Și dacă le mărturisim pe cele mari, la sfârșitul povezii le putem adăuga și pe cele mici, și nu mai trebuie să ne facem problema că am uitat să spunem un păcat mic. Acelea se pot ierta și prin decăință de săvârșită, și chiar și prin primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, când la sfârșitul povezii spune că ne acuzăm și de toate celelalte păcate pe care le-am uitat, atunci, automat, vor intra mărturisite și aceste păcate. Dar, în primul rând, reținem, important este ca noi să începem să mărturisim păcatele mari să ne eliberăm de cele mari să ne dăm seama că în felul acesta am făcut o spovadă bună. Dacă când vorbim că nouă ni se cere așa cum am învățat și la prima sfântă împărtășanie, să spunem păcatele de moarte cu numărul și, și condițiile în care, nu, circunstanțele în care cumva în care au fost făcute. Dacă nu uităm, dacă nu ne aducem aminte numărul exact, pentru ce e? Care e rolul numărului ăstuia și a condițiilor sau circunstanțelor în care au fost făcute? Dacă nu ne aducem aminte exact, le putem spune cu aproximația. Deci cam de atâtea ori, pe zi, pe săptămână, pe lună, când e vorba de cineva care este obișnuit cu păcate mari, nu-și mai aduce aminte de câte ori. Să spunem, unul care a ajuns să în înjură foarte des și de lucruri sfinte și de lucruri indecente și atâtea și atâtea. Nu-și mai poate aduce aminte, dar făcând o cercetare a conștiinței cu sinceritate, va putea să-și dea seama că acest păcat l-a făcut cam de atâtea ori pe zi sau pe săptămână sau pe lună. Sau cineva care foarte rar păcătuiește în privința aceasta, în sensul că face păcate de moarte, nu și aduce aminte exact, dar spune, cred că am păcătuit, am făcut acest păcat cam de atâtea ori. Să fie mulțumit dacă mărturisește așa, pentru că dă dovadă de sinceritate. Și pe Dumnezeu îl interesează sinceritatea noastră, a recunoaște cu sinceritate că suntem păcătoși și că l-am ofensat. Și când e vorba de împrejurări care agravează păcatul, aici tot la fel trebuie să încercăm să spunem care sunt acele împrejurări care ne-au determinat să săvârșim un anumit păcat și acesta a devenit mai grav. Spunând, de exemplu, că am, am, furat. Cineva spune am furat. Ce ai furat? Păi am furat un leu. Sau am furat 10 lei. Ei, un leu furat de la o bătrână, de la o femeie pensionară, care de bea cu ce trăi, poate să fie păcat de moarte. De ce? Pentru că ea cu leul acela cumpăra o pâine. Ea putea să trăiască nu o zi, două, trei zile cu bucata aia de pâine care o cumpăra tu. Nu? Un leu. Un leu ce e mare valoare un leu. Dar un leu luat de la un bancher, de altceva, și luat de la o persoană de aceasta, și atunci se schimbă e, nuanța păcatului sau alte, sau alte situații în care, în care sunt săvârșite păcatele. nu, nu pot să dau acum multe exemple de felul acesta, dar fiecare momentul în care își dă seama că un păcat devine mai grav, atunci trebuie să adauge acest lucru. Iar a mărturisi numărul păcatelor este semnul că noi vrem să recunoaștem nivelul de păcătoșenie, ca să mă exprim așa, la care am ajuns. Cât de greu am căzut în păcate. Iar preotul care ne ascultă, să nu avem impresia că îl impresionăm cu ceea ce îi spunem, că el este, de exemplu, curios când vreodată ne întreabă de câte ori am făcut un păcat. Nu. Pe păi vedeți că tocmai uh mulți consideră că preotul din față este un om și ca și mine și da de ce să-i spun eu lui păcatele și încearcă cumva de multe ori se întâmplă să acopere și să îndulcească aceste păcate și de multe ori bine vine asta și din cauza rușinii. Ce se întâmplă de exemplu părinte apropo de acest lucru? Dacă un penitent merge la scaunul de spovadă și el e dorit vrea să facă o spovadă bună, s-a pregătit înainte, deja are și lista cu păcatele pe care să le mărturisească, dar simte automat această rușine în scaunul de spovadă. Da, aminteam ceva mai înainte despre umilință. Facem un act de umilință, recunoaște. Dar trebuie să ne gândim la un alt, alt aspect. Ne ducem la un medic. Avem undeva o, o boală în organismul nostru, într-o anumită zonă care ne este jenă. Să spunem lucrul acesta. Dacă noi nu spunem doctorului care este situația noastră și el nu are de unde să bănuiască, nu, nu ne vom vindeca niciodată. E la fel este și aici. Dacă noi nu vom spune exact păcatele, nu putem primi iertare de la Dumnezeu. Nu uităm niciodată că preotul nu ne iartă păcatele prin puterea lui. Nu el este cel care iartă păcatele, el este un instrument al lui Dumnezeu. Este și el un om păcătos, eu care vă vorbesc acum și eu mă duc să mă spovedesc mă duc și unde mă spovedesc? La un preot care mă cunoaște? Și ce trebuie să fac acum? Să ascund în fața preotului că mă cunoaște păcatele? Nu, îi le spun, recunosc, cu de părinte, asta sunt, astea sunt păcatele mele. Nu, n-am ce ascunde, recunosc că sunt un păcătos și am nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. La fel suntem toți. Mergem și spunem exact situația noastră, ca la medic. Și cum preotul acolo este pus să fie medicul sufletelor, el, prin dezlegarea pe care ne-o dă, prin sfaturile pe care ni le dă, prin pocăința, penitența pe care ne-o dă, El este Cel care ne ajută să ne vindecăm. Așa că să mergem cu toată încrederea, chiar dacă în fața noastră este un om muritor ca noi ceilalți și acest preot care este o ființă muritoare, un păcătos ca noi ceilalți, care apelează și el la milostivirea lui Dumnezeu prin sacramentul spovezii, este instrumentul de care Hristos se folosește ca să ne acorde nouă iertarea și să facem acest lucru cu toată sinceritatea, fără ca să gândim că ce impresie va face preotul despre mine, ce va gândi despre mine, să nu ne gândim la acest lucru. Și aș vrea să vă dau un exemplu în privința aceasta ca să aveți curajul să vă mărturisiți la spovadă cu sinceritate. Se spune că... O persoană apropiată Sfântului Francisc de Sal, într-una din zile, a avut nefericirea să facă un păcat mare. Și ea se spovedea întotdeauna această persoană la episcop. Episcopul cunoștea foarte bine și într-o zi, fiind în această situație a unui păcat mare, s-a gândit de da, ce fac acum. Acum mă duc să spun episcopului că mă cunoaște foarte bine. S-a rugat și a spus, Doamne, ajută-mă să depășesc această reținere a mea. fă să fac o spovadă bună. Și s-a dus la episcop și a mărturisit păcatul. Și zice, preasfințite, era episcop, preasfințite, ce părere aveți acum despre mine după ce v-am spus acest păcat? Și știți ce a spus episcopul? Cred că ești o persoană sfântă. Vedeți ce răspuns frumos i-a dat, adică sinceritatea aceasta de a-ți mărturisi păcatul, de a te recunoaște așa cum ești, te duce la iertarea păcatului și te conduce la sfințenie. Același lucru bănuiesc că l-au toți preoții sau aceleași gânduri și sentimente l-au preoții atunci când noi ne prezentăm în fața lor și mărturisim păcatele noastre. Cred că cu sinceritatea ta dai dovadă de un pas înainte și că vrei într-adevăr să-ți îndrepți viața, adică vrei să duci o viață sfântă. Aceasta este cel puțin impresia pe care noi trebuie să o avem în legătură cu Preotul care este în fața noastră și care ascultă păcatele. Ar fi multe de discutat. Se apropie finalul emisiunii ediției de azi a frumuseții credinței, și înainte de încheierea acestei ediții, aș dori să introducem și rubrica de sănătate. În apărarea sănătății. Anemia. Spus pe scurt, anemia înseamnă număr scăzut de globule roșii, adică hematii, în sânge. Hematiile sunt celulele care transportă oxigenul de la plămâni la țesuturi, cu ajutorul hemoglobinei, o proteină din componența acestora. Numărul scăzut al hematiilor înseamnă astfel mai puțin oxigen în țesuturi, oxigen de care avem nevoie pentru supraviețuire. Anemia nu este o boală în sine, ci mai degrabă o manifestare a diferitelor stări patologice. Mai mult, în funcție de gravitate, anemia va conduce treptat la apariția complicațiilor prin lipsa de oxigen în țesuturi, cum sunt scăderea tensiunii arteriale și insuficiența cardiacă. Principalele cauze ale anemiei sunt pierderile de sânge, atât cele acute, Cantitate mare de sânge pierdută într-un interval scurt de timp, cât și cele cronice. Cantitate mare de sânge pierdută într-o perioadă îndelungată. La rândul lor, pierderile de sânge pot fi cauzate fie de factori interni, de exemplu, hemoragia digestivă, când diferite afecțiuni rup vasele de sânge și acesta se acumulează în stomac sau intestine, fie de factori externi, de exemplu, tăierea sau înțeparea accidentală a unor vase mai mari de sânge. Alte cauze care conduc la apariția anemiei sunt unele medicamente și anomaliile hematiilor, care le fac mai fragile și mai ușor de distrus, precum și incapacitatea organismului de a le produce în măduva osoasă. În cea din urmă situație, intră și unele boli cronice, infecții, inflamații, cancer. De exemplu, afectarea cronică a rinichilor împiedică producerea eritropoietinei, un hormon care ajută la formarea hematiilor. Formarea globulelor roșii este ajutată și de vitaminele B9 și B12, astfel că pe lângă cauzele deja menționate, există anumite obiceiuri care pot determina apariția anemiei. De exemplu, dieta vegetariană predispune la anemie prin deficit de vitamina B12, care se găsește în special în produsele de origine animală. Iar consumul excesiv de alcool predispune la anemie prin deficit de vitamina B9, care se găsește în special în fructele și legumele verzi. În mod normal, în cazul anemiei, prin pierdere de sânge, în funcție de cantitatea pierdută, organismul este capabil să compenseze deficitul prin producerea de noi hematii. Această compensare este mai dificilă în cazul bătrânilor sau în cazul persoanelor care suferă de diferite alte afecțiuni. De aceea, unele persoane pot avea manifestări ale anemiei, altele nu. Atunci când apar, manifestările clinice sunt fie rezultatul lipsei de oxigen la nivelul țesuturilor și organelor, fie rezultatul pierderii efective de sânge și depind, de asemenea, de rapiditatea cu care s-a instalat anemia. Astfel, pierderea generală de sânge sau anemia cronică se manifestă prin scăderea tensiunii arteriale și creșterea compensatorie a bătăilor inimii, adică tahicardie. Lipsa de oxigen la nivelul organelor se manifestă prin oboseală generală, somnolență, tulburări de vedere, palpitații, adică bătăi puternice ale inimii, angină pectorală, adică dureri în regiunea inimii, dificultăți de respirație în repaus sau la eforturi mici, putând exista chiar o stare de leșin. Anumite semne și simptome indică o anumită cauză a anemiei. Vărsăturile sau scaunele cu sânge sugerează drept cauză hemoragia digestivă, iar culoarea sângelui este mai închisă sau mai deschisă în funcție de locul sângerării, hemoragie digestivă superioară, respectiv hemoragie digestivă inferioară. Urina închisă la culoare și icterul, adică acea colorație galbenă a pielii și a mucoaselor, pot sugera distrugerea hematiilor. Scăderea importantă în greutate, în absența dietelor, poate sugera cancer. Niciunul dintre aceste semne și simptome nu este specific anemiei sau cauzelor acesteia. Asta înseamnă că nu toate persoanele cu astfel de manifestări suferă de afecțiunile enumerate. Dar important este ca toți cei care prezintă astfel de semne și simptome să se prezinte la medic pentru a putea fi investigați. În apărarea sănătății. Părinte Iosif, dragi ascultători, iată-ne la finalul emisiunii Frumusețea Credinței. De astăzi au fost, zic eu, subiecte importante pentru viața noastră spirituală și pentru Sfânta Spovadă. Au mai rămas anumite lucruri pe care mi-aș fi dorit să le discutăm în cadrul acestei ediții, dar, Părinte Iosif, rămâne pe lunea următoare să continuăm discuția despre mărturisirea păcatelor, dar și apoi în destularea și pocăința. Și, desigur, pentru asta vă dau, dragi ascultători, întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Frumusețea Credinței în lunea următoare. Vă las în compania... Radio Maria, lauda sa fie Iesus Christos!